Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Administrația publică autohtonă, ca să nu spun băștinașă, nu e cunoscută pentru eficiența ei. Asta e o chestiune de notorietate, dar una e să fii greoi, complicat, ineficace, și alta e să dai de-a dreptul în gogomânie. Acum, la drept vorbind, pe noi ne ajută că asta ne oferă subiecte de discuție la rubrica asta RFR, dar nu ne bucurăm, să știți. Adică ne punem în locul oamenilor, de exemplu, de la Direcția de Sănătate Publică București. Păi cum se simt ei să fie azi eroii rubricii noastre? Poate știți că Primăria Sectorului 3 a organizat spre sfârșitul anului trecut un târg de Crăciun la Hala la Minor. Frumos. Cu palmieri. Luminițe. Palmierii nu, palmierii erau într-o parte, era fără palmier, că ăsta este unul dintre subiecte. Să țineți minte oricum asta, numele ăsta, Hala la Minor, că sunt convins că va reveni la știri la un moment dat. Nu de alta, dar în acest spațiu uriaș de la marginea capitalei, Primăria Sectorului 3, condusă de domnul Robert Negoiță, a băgat deja aproape 140 de milioane de euro. Și zici că nu sunt bani pentru spitale sau... Deci 140 de milioane de euro, în condițiile în care familia Negoiță a cumpărat deja mai multe hectare de teren, cred că peste 10, chiar lângă acest obiectiv, ca să construiască blocuri de locuințe. Știți cum se spune în afacerile imobiliare? Locație, locație, locație. Întotdeauna e bine să fii lângă ceva care atrage interesul, unde vine lumea. Normal, tu de ce n-ai cumpărat 12 hectare de teren, domnul Luca, lângă Hala la Minor, care se dezvoltă acum? Eu am luat la obor. Ai luat la obor? Îmi place mai mult zona. Ai luat un apartament. Bun, ăsta este cu totul alt subiect. V-am zis, s-ar putea să revină. Astăzi vorbim despre o reclamație făcută de un cetățean la jumătatea lunii decembrie, privind felul în care era organizat târgul de Crăciun al primăriei sectorului 3. Acolo a fost făcut și o revelion, ISU a dat o amendă destul de mare, nu există autorizație la incendiu, domnul primar s-a supărat, în fine, sunt mai multe discuții. Dar cetățeanul a observat că în Hala la Minor, în paralel cu târgul de Crăciun, continua să funcționeze șantierul pentru reabilitarea, reconfigurarea, dezvoltarea spațiului. Adică șantier, da? În altă parte era depozitul cu palmieri, de care spunea domnul Luca. Știți, palmierii plantați de domnul Negoiță, fără autorizație, în centrul capitalei, care au fost trimiși înapoi prompt de primarul Nicu Șordan. Au fost împărțiți prin sector și când a venit iarna, PAC i-a băgat acolo. Deci, depozit, șantier, târg de Crăciun, în același spațiu. Și cetățeanul punea, bine întemeiat, după părerea noastră, întrebarea dacă e ok totuși să aibă loc un târg de Crăciun, care este destinat familiilor și mai ales copiilor, într-un spațiu în care echipe de muncitori taie, perforează, sudează, ciocănesc și bocănesc. Acum, mie, sincer, nu mi se pare nicio răutate aici, că poate nu e nicio problemă, desigur, dar oamenii au dreptul la siguranță când participă la un eveniment public. Adică nu spun că acolo la târgul de Crăciun o fi fost sau nu pericol, dar de-aia avem autorități și organe de control să verifice dacă se respectă legea. Și cetățeanul a făcut sesizarea pe 19 decembrie 2023, cerând DSP București o verificare, iar DSP București a răspuns o lună mai târziu, pe 15 ianuarie, că n-a observat nicio problemă la fața locului. De fapt, i-a răspuns că n-a observat chiar nimic la fața locului, nici măcar târgul de Crăciun. Citez: când ne-am deplasat la fața locului, hala era închisă, nefiind vizualizate amenajări specifice desfășurării unui eveniment, scrie răspunsul oficial publicat de Libertatea. Deci ne-ați deranjat degeaba, gen. Și noi ne-am dus și era încuiat. Nu am văzut niciun șantier, răspuns oficial cu ștampilă. Dacă mai așteptau puțin până se duceau, prindeau Crăciunul viitor. Sau Paștele, măcar. Măcar așa, da. Găseau niște iepurași. Foarte curios, adică cum n-a nimerit, ca să nu zic Orbu Brăila, DSP-ul târgul de Crăciun de la Hala la Minor, care hala are 68.000 de metri pătrați, e mare. Poate și pentru că DSP s-a dus în inspecție la târgul de Crăciun pe 9 ianuarie, când târgul se încheiase deja, de mai bine de o săptămână? Deci, înțelegeți? Doamnele și domnii inspectori de la DSP București au avut nevoie de 3 săptămâni, deci, ca să parcurgă cei 5 km între sediul direcției și locul unde se desfășurau simultan târgul și șantierul reclamat. Cum avem noi concediu, Vlad, au și alții. 8 am revenit. Bă, ăsta a făcut pe 9, nu te duci lune? Ăsta a făcut pe 9. Păi, și deși DSP lucrează tot pe sezoane? Așa, practic. Pare. Da. Păi, și sărbători care de...
Deci ăla a făcut pe 19 decembrie. Oare au și ei un serviciu de permanență, ceva? Noi am avut concediu, dar în locul nostru a venit cineva. N-a fost chiar liber. Adică... Și ei or fi... Crezi că s-a încuiat instituția cu totul? Dar cred că au zi... Staful redus. Da. Pe durata și, sărbătorilor. Și distanță lungă, 5 km și trebuie să mergi... Știi ce aglomerație de sărbători? Da, nenorocire. 5 km poți să-i faci într-o oră. Deci, vreo 7.000 de pași. Omul s-a dus, a făcut reclamație pe 19 decembrie. DSP, nu e ca și cum... Nu s-ar fi dus în control. Dar cu România asta este. Adică ei puteau să răspundă, domnule, am fost închiși. Toată lumea a fost în concediu, nu am personal. Până când ne-am organizat noi să ne ducem în control acolo, s-a închis târgul. Ei s-au dus și au spus, n-am observat niciun târg de Crăciun. Păi, nici n-aveați cum să observați că târgul de Crăciun fuse. Se închisese. El fusese, se terminase. Vezi că toată nici sinceritatea asta nu e bună. Eu puteau să-i spună, da, domnule, am fost și în regulă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.